Secția de pompieri și Mleul Silvanei, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj, a fost solicitată să intervină luni, în jurul orei 15:40, pentru a stinge un incendiu izbucnit la anexa unei gospodării din localitatea Uileac. Potrivit locotenentului Lucian Jaco, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj, cauza probabilă de incendiu a fost amplasarea necorespunzătoare a coșului de fum față de materialele combustibile. În incendiu au ars circa 20 de metri pătrați de acoperiș și o parte din materialul lemnos aflat în structura acoperișului.